În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Preacuțernici părinți, cuvioase surori, iubiți frați și surori în Hristos, cei prezenți fizic aici și cei care ne urmăriți și cu care suntem în comuniune prin internet, la televiziune sau la radio, trăim în continuare vremuri mai ciudate și comuniunea noastră se manifestă nu doar atunci când ne întâlnim, ci suntem chemați să o descoperim și atunci când suntem la distanță. Și de fapt descoperim o trăsătură esențială a vieții noastre de credință. Fiindcă comuniunea noastră și viața noastră nu se limitează doar la comunitate, la biserica în care venim, duminică de duminică, de sărbători sau în fiecare zi, ci suntem într-o profundă comuniune cu întreaga biserică, de pretutindeni, de pe întregul glob pământesc. Suntem astăzi în a treia duminică din Triod și de mâine, într-o săptămână, începem postul mare. Și postul mare este o reducere la esențial a ceea ce trebuie să trăim, de fapt, concret în fiecare zi a anului liturgic. Nu este ceva aparte. Este doar o intensitate diferită a trăirii creștine, dar ceea ce trăim în postul mare trebuie să trăim în fiecare zi a vieții noastre. Și știm cu toții din tradiție că postul mare înseamnă post de alimente, înseamnă rugăciune mai mult, înseamnă sacrificii, dar poate de multe ori uităm că postul mare înseamnă o concentrare și o revenire la iubire. De multe ori ne întrebăm dacă am postit suficient de mult, dacă am postit de la suficient de multe alimente, dar a doua parte a reflexiei, aceea de a ne gândi în ce se concretizează postul nostru, faptele noastre bune, rugăciunea noastră, de multe ori lipsește. Și Evanghelia de astăzi răsună în inimile noastre pentru a ne aduce aminte de lucruri esențiale. Și anume că totul se reduce la iubire. Deja în lectura Apostolului am descoperit acest lucru. Fiindcă Sfântul Pavel vorbește despre lucrurile care trebuie ținute și pe care fiecare om e liber să le facă sau e obligat să le facă în funcție de circumstanțe, dar în orice caz și dacă ești obligat și dacă ești liber, Sfântul Pavel trebuie să ne spune că trebuie să ne aducem aminte de iubire. Și iubire înseamnă o iubire concretă față de fratele nostru. Nu un sentiment vag în sufletele noastre. O iubire concretă față de aproapele meu. Și Sfântul Pavel ne spune, chiar dacă aș fi liber de la anumite lucruri, dacă știu că acele lucruri îl scandalizează pe fratele meu, îl îndepărtează de Dumnezeu, nu voi face niciodată acele lucruri, chiar dacă îmi sunt permise. Deci, Sfântul Pavel începe să ne vorbească și pregătește cumva Sfânta Scriptură, vorbindu-ne despre precedența iubirii în viața noastră. Evanghelia de astăzi o face mult mai cu putere, cu tărie, fiindcă ne vorbește de înfricoșătoarea judecată. Suntem în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți și dacă orice judecată este în sine înfricoșătoare, cu atât mai mult aceea în care suntem în fața lui Dumnezeu. Dar descoperim că, de fapt, este o judecată destul de simplă. Și mai mult decât atât, este o judecată pe care ne facem noi din timpul vieții acestea. O pregătim, o facem și dreptul judecător doar revelează ceea ce noi am ales. Și dacă ne-am așteptat să fim luați la bani mărunți cu fiecare păcat pe care l-am făcut, cu fiecare greșeală, cu fiecare neputința noastră, vedem că și la înfricoșătoarea judecată totul se reduce la iubire. Și la o iubire concretă. Iubirea față de aproapele. Fiindcă nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu dacă nu îl iubim pe aproapele nostru. Evanghelia de astăzi ne spune că aproapele nostru este un fel de sacrament. Și că în aproapele nostru îl găsim pe Iisus Hristos. Deci cu atât mai mult iubirea și atenția față de aproapele nu este un sentiment vag de solidaritate cu umanitatea în general. Nu.
Este o iubire concretă față de aproapele meu și față de Dumnezeu ascuns în aproapele meu. Dacă suntem atenți, Iisus nu spune dacă ați făcut bine sau ați făcut rău, e ca și cum mi-ați fi făcut mie, ci mie mi-ați făcut. Dacă vă aduceți aminte atunci când Pavel încă prigonește biserica și are numele de Saul și caută pe creștini să-i prindă, să-i arunce în închisoare, atunci când Iisus îi apare pe drumul către Damasc, îi spune, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Saul prigonește biserica, Saul îi prigonește pe creștini, dar Iisus se identifică cu ei. Și nu spune, de ce prigonești biserica mea? Sau de ce îi prigonești pe creștinii mei? Ci spune, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Mă întreb dacă ne gândim cu suficient de multă responsabilitate la acest lucru. Dacă privim în stânga noastră, sau în dreapta noastră, sau în fața noastră, sau în spatele nostru, și le vedem pe Iisus ascuns în cel de lângă noi. Dacă ne gândim atunci când cineva ne cere ajutorul la acest lucru. Și dacă ne gândim mai ales cum ar fi dacă Iisus ne-ar cere acel lucru. Dacă am avea timp pentru El sau dacă, așa cum se întâmplă de multe ori, din păcate, în viața noastră a tuturor, avem alte lucruri mai importante de făcut decât să ajutăm pe cei de lângă noi. Evanghelia de astăzi ne aduce aminte că judecata de atunci o facem acum și o facem prin iubire. Evanghelia de astăzi face parte din capitolul 25 de la Matei și vă aduceți aminte că am mai avut o evanghelie, o pildă, cea a talanților. Și atunci vă spuneam că sunt trei pilde în capitolul 25. Este pilda fecioarelor înțelepte și nebune, a celor 10 fecioare, este pilda talanților, pe care am ascultat-o deja, și este această evanghelie a înfricoșătoarei judecăți. Aceste trei sunt în capitolul 25 de la Matei. Și înțelegem de ce vorbește despre iubire, fiindcă înțelegem și sensul celorlalte două parabole. Sunt 10 fecioare și înțelepte și nebune. Și nebune de ce? Fiindcă nu-și pregătesc uleiul pentru venirea mirelui. Și atunci când mirele sosește, deși în aparență erau toate invitate, mirele le spune, nu vă cunosc celor nebune care nu mai au ulei. Ce este acel ulei? Este iubirea pe care trebuie să o strângem în această viață. Și pe care nu vom mai avea timp să o strângem la sfârșitul ei, atunci când vom fi în fața dreptului judecător. Ce sunt talanții din pilda următoare pe care îi primim? Este iubirea lui Dumnezeu pe care o sădește în noi, în fiecare dintre noi, și pe care suntem datori să o înmulțim. Și cum o înmulțim? Folosind-o față de frații noștri, față de surorile noastre, față de aproapele nostru, în fiecare circunstanță. Și ce se întâmplă dacă nu facem așa, sau dacă facem așa, vedem în Evanghelia de astăzi, înfricoșătoarea judecată. Există un lucru interesant, fiindcă atunci când vorbim de înfricoșătoare judecată, noi ne gândim la un timp îndepărtat. Atunci când va fi? Și de fapt, Evanghelia exact așa spune. Când va veni Fiul Omului? Dar mai este un când în timpul Evangheliei. Și este acel când din întrebările celor care au făcut sau n-au făcut bine aproape lui. Când ți-am făcut bine sau când nu ți-am făcut bine? Și înțelegem că acest când va veni Fiul Omului se leagă de când am făcut noi bine sau când n-am făcut bine. Și înțelegem atunci că judecata începe acum pentru fiecare dintre noi. Nu e o judecată care va fi atunci. Ci acel când va veni Fiul Omului se leagă cu acel când am făcut sau când n-am făcut. Și asta vorbește despre prezentul nostru, despre clipa aceasta. Când am făcut bine sau când n-am făcut bine, începem să ne poziționăm de-a stânga sau de-a dreapta Mântuitorului. Și Iisus nu poate decât să constate dacă am ales iubirea sau dacă am respins-o. De ce, iubiți credincioși, nu iubim pe aproapele nostru? De ce nu suntem atenți la aproapele nostru? Poate ne-am gândit, oare cine are astăzi nevoie de un par cu apă?
Când să dau eu un par cu apă? Cui? Oare cine are nevoie astăzi să mănânce ceva? Oare cine este dezbrăcat în așa fel încât să aibă nevoie de o haină din partea mea? Iubiți credincioși, câți dintre noi nu suntem însetați de iubire? Câți nu căutăm fericirea? Suntem însetați. Și atunci noi, creștinii care am primit promisiunea bucuriei veșnice, a fericirii, suntem datori să dăm un pahar din această fericire celor care au nevoie. Atâția oameni triști, atâția oameni suferinți, care au nevoie poate doar de o vorbă bună, de o atenție din partea noastră, de un zâmbet din partea noastră. Și în acei oameni, Hristos este prezent. Atâția oameni sunt dezbrăcați de hainele botezului cu care au fost îmbrăcați. Atâția oameni au fost furați de tâlhari. Au fost dezbrăcați de tâlhari. Și au nevoie de un ajutor din partea noastră, de o rugăciune pentru a reprimi haina pierdută. La fel ca fiul risipitor. De ce? Fiindcă Iisus este prezent în viața lor. Și poate la fel ni s-ar părea scandalos cum Iisus este prezent chiar în această ultimă categorie umană. Cei mai săraci, cei bolnavi, cei întemnițați, cei care nu au ce mânca sau ce bea, cu ce se îmbrăca. Doar peste două zile, iubiți credincioși, în Evanghelia de la Matei, îl vom vedea pe Iisus răstignit pe cruce, care strigă, mi-e sete. Îl vom vedea pe Iisus dezbrăcat de hainele sale. Îl vom vedea rănit, bolnav. De aceea Iisus se identifică cu fiecare dintre noi, cu cei mai jos, aflați pe treapta cea mai de jos a umanității, fiindcă El a intrat în condiția noastră cea mai de jos. El a murit pe cruce pentru fiecare dintre noi. Și atunci noi suntem datori să răspundem, să facem să strălucească iubirea pe care noi am primit-o, îndurarea pe care noi am primit-o în frații noștri, în surorile noastre. De ce de multe ori nu o putem face? Fiindcă suntem mândri, iubiți credincioși. Fiindcă nu mai știm să fim umili. Ni se pare că multe lucruri ni se datorează nouă. Că noi suntem autorii. Și uităm că am primit totul de la Dumnezeu. Ne-ar ajuta să repetăm, pentru a redobândi umilința, să repetăm în fiecare zi, tot ce am, am primit de la Tatăl. Nu am nimic al meu. M-am făcut eu pe mine? Fac eu să-mi crească firele de păr în cap? Datorită mie respir? Nu ne dăm seama că dacă Dumnezeu și-ar retrage iubirea și îndurarea Lui, ne-am reîntoarce în țărână. Și ce este țărâna? Este humus, humilitas, umilință. Nu spunem noi la slujba înmormântării că pământ ești și în pământ te vei întoarce, reamintind cuvintele Sfintei Scripturi? Asta suntem noi, iubiți credincioși. Cum ne-am simțit să vedem un obiect făcut din argilă care se mândrește? Asta suntem noi. Suntem făcuți din pământ. Dar creați prin mila lui Dumnezeu, am fost înveșmântați și am primit acest dar extrem de a ne numi fii și fiicele lui Dumnezeu. În Iisus Hristos. Pământ, dar menit să împărățească veșnic împreună cu Hristos. Să ne aducem aminte că tot ce avem am primit de la Dumnezeu. Să ne aducem aminte că avem o maică, o maică prea curată, care poate să ne învețe, dacă noi vrem, ce înseamnă umilința. Maica Sfântă e cea cu totul transparentă în fața Harului Dumnezeu. Fie mie după cuvântul tău. Maica Sfântă nu păstrează nimic pentru ea. Și a fi umil nu înseamnă să negi harurile primite, ci să știi de unde le-ai primit. Maica Sfântă nu neagă lucrurile minunate din viața ei, dar spune, lucruri mari a făcut pentru mine cine? Domnul.
Așa să facem și noi, iubiți credincioși, împreună cu Maica Sfântă, pe urmele Maicii Sfinte. Să știm că suntem pământ și ne vom întoarce în pământ, dar am primit darul nemuririi, a vieții veșnice. Am primit atâta iubire de la Dumnezeu, încât nu putem să o păstrăm pentru noi. E ca și cum am încercat doar să inspirăm, să nu dorim să și respirăm. În acest fel să ne trăim iubirea, primind, inspirând iubirea de la Dumnezeu, să știm să o dăm, să o dăruim, să o respirăm asupra fraților și surorilor noastre. Lăudat să fie Iisus Hristos!